Bună seara, prieteni! E duminică seara, e weekend și mă gândesc că așteptați totuși o dezvăluire de cancan, nu-i așa? Da, prieteni, nu puteam să las să treacă săptămâna asta fără să vă mai împărtășesc ceva din secretele pe care le știu. Și iată că după dezvăluirile mele primesc tot mai multe informații. Mă caută oameni care au fost fie parte la acele întâmplări, fie le cunosc foarte bine din apropierea lor. Pentru că, vedeți, politica asta pe care oligarhul Plahoniuc a promovat a fost în principal o politică de prostituție aici. Fie că vorbim de guvern, de parlament sau de alte, zone mai obscure. Da, și iar el a intrat așa în începuturile lui, vedeți, l-au făcut să nu-și uite prima meserie, cea de proxenet. Pentru că așa a ajuns în vecinătatea familiei Voronin, de unde a explodat el și a făcut toate combinațiile, pentru că l-a găsit pe Oleg Voronin, care, da, e adevărat, era sensibil la fetele minore, fiind puțin pedofil. Asta e realitatea. Plahoniuc a profitat din plin de slăbiciunea acestuia și a făcut ce a vrut. Prin guvernele de atunci, atunci a fost momentul în care s-a ridicat și a profitat de slăbiciunile instituțiilor statului, ale lui Oleg Voronin și ale tatălui Vladimir Voronin. Bătrânul Voronin, ci că avea preferințe de-astea mai silfide, mai manechine, așa îi plăceau. Îi dădea proxenetul și lui fetițe. Bătrânul Voronin, poate ne spune acum, poate și aduce aminte, că, dacă nu l-a lovit totuși senilitatea, da? Nu știu, că văd că mai are deraiere așa puțin când vorbim să-și aducă aminte de ceva. Poate și aduce aminte de fetele care îi le dăruia Plahoniuc să-i încălzească patul. Dar hai, prieteni, că dacă vorbim de prostituție, ne gândim automat la cine? Ia spuneți voi. La Angela Gonța, despre care am aflat niște lucruri senzaționale. Și n-am putut rezista tentației de a nu vi le împărtăși. Vouă, urmăritorilor mei. Da, prieteni. În anii 2000, când procuror șef al municipiului Chișinău era domnul Diacov, știți la cine mă refer, da? Acesta, într-o seară, s-a întors grăbit că uitase ceva în biroul său de la procuratura municipiului. Era seară târziu, 10:30, 22:30, ca să fim foarte exacti în exprimare. Și omul a fost foarte surprins să vadă lumină într-un alt birou, la acea oră, vă dați seama, în procuratură. Lucru neobișnuit. Bineînțeles, s-a dus să vadă despre ce e vorba și acolo a găsit patru procurori și pe Angelica Gonță, sex în grup cu patru procurori Angelica. N-am crezut așa ceva. Mai mult de atât, domnul Diacov, știu că într-o emisiune acum câțiva ani, chiar a confirmat, a vorbit despre asta. Pentru că, vedeți, am văzut că a avut o atitudine sinceră și atunci, în campania asta electorală, când a candidat la primărie, fostul procuror șef al municipiului Chișinău, tot așa a spus că i-a dat Plahoniuc două telefoane, unul să vorbească cu Damir, unul cu Borsetca, și el le-a aruncat. Așa a spus și într-o altă emisiunea acum câțiva ani de acest fapt, că a rămas surprins să o găsesc pe Angela Gonța în compania patru procurori, în niște poziții mai înțelegeți dumneavoastră cum, da? Păi Angela, ai bătut recordul, spune-ne și nouă măcar, nu știu, care e recordul tău? Cu polițiști trei, am înțeles, cu ea de la Buicani, cu ăștia patru la procuratura municipiului. Păi mă, Angelico, ți-ai greșit cariera, mă. În loc să faci filme pentru adulți, te-ai dus la TV-8. Pă bune. Angelico, mai uimit. N-am știut că ești atât de competent.